Pentru o mai bună valorificare a producției proprii pe care o avem, conform cerințelor europene, pentru că suntem în Uniunea Europeană, am procedat la o asemenea investiție. Noi mărim timpul de păstrare a producției, a merelor, ajungând la o valorificare superioară undeva în luna martie-aprilie anului următor. Investiții de aproape 300.000 de euro la Itești prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Din acești bani s-au achiziționat utilaje, dar s-a pus pe picioare și unul dintre puținele depozite din România cu atmosferă modificată controlat. Depozitul are 5 celule și o capacitate totală de 1.000 de tone. Asta e un compresor care bagă aerul, împinge aerul din atmosferă, îl trimite într-un analizator, într-un echipament care îl separă în oxigen, CO2 și azot, iar cel de dincolo este un echipament care face toată analiza din celule și transmite celor două aparate comenzile. E un inteligent, un aparat inteligent care face toată analiza. Aceste depozite funcționează relativ simplu. Mărul trebuie cules undeva în jur la 2 săptămâni pentru o singură celulă, se introduce în această celulă, se închide perfect ermetic celula, dăm drumul la frig, coborând temperatura la undeva la în jurul la 2 grade, 1 grad, 2 grade, umiditatea dinăuntru trebuie să o asigurăm la 95%, iar aparatura pe care ați văzut-o dumneavoastră scoate oxigenul din cameră până în jur, de 5%. De la 5% până la 1,5-2% coboară singură, procentul de oxigen coboară singur. Aparatul pe care l-ați văzut controlează și CO2-ul. Automat când scade oxigenul ar trebui normal să crească CO2. Aparatul pe care l-ați văzut scade procentul ăsta de CO2, îl duce undeva la 1,5-2%, restul rămânând azot. Merele în condițiile astea, durata lor de păstrare până la 6-10 luni. Deci măr cules în septembrie, proaspăt și în iunie, anul viitor? Exact. Același măr cules în septembrie este foarte proaspăt și în iunie, anul următor, datorită acestor condiții. Ăsta este viitorul. Fără el, noi am fi obligați să vindem producția la prețuri foarte mici, undeva în toamnă și cu pierderi foarte mari dacă le păstrăm 2, 3, 4, 5 luni. Am avut și noi pierderi foarte mari. Până la ați vedea proiectul implementat, e cale lungă. Distanța este foarte mare. Avem o problemă probabil la nivelul instituțiilor sau a încrederii pe care o au aceste instituții în noi. Avem foarte multe acte de făcut, dar cu multă muncă și cu multă răbdare reușim până la urmă. Acum, în funcție de ceea ce îți propui și de perioada în care îți propui să faci aceste lucruri, trebuie să-ți iei un timp, o marjă de siguranță, pentru că un proiect se aprobă undeva între 6 luni și un an de zile, deci trebuie să-ți propui.